Dragi locuitori ai municipiului Chișinău, după primul caz depistat de coronavirus, am intensificat toate acțiunile noastre la nivel de primărie pentru a diminua din riscurile posibile de infectare în masă cu acest virus. Vreau să vă comunic că ne dădeam seama de la bun început de faptul că municipiul Chișinău este acel loc cu grad sporit, pentru că suntem foarte mulți, cei care locuim aici, cei care traversăm capitala. Avem aproape 1 milion de oameni în area metropolitană, iar asta ar însemna că aici sunt riscuri sporite, repet. În aceste condiții am considerat foarte importante multe dintre acțiunile pe care deja le-am întreprins, începând cu închiderea pieții centrale, reorganizarea și restricționarea transportului, măsuri care poate nu sunt astăzi pe placul multor oameni, măsuri care creează disconfort, dar măsuri absolut necesare pentru a diminua din riscurile sporite. Primăria municipiului Chișinău funcționează într-un regim special. Într-adevăr, ușile practic tuturor subdiviziunilor sunt închise, asta pentru a proteja cei lucrători care astăzi vin la serviciu, iar mulți astăzi lucrează de la distanță. Le-am permis multor să lucreze de acasă, din considerentul că au și ei copii mici, iar dacă nu merg la școală sau grădiniță, atunci să poată să aibă această posibilitate să stea alături de picii lor. Vreau să vă spun că din săptămâna curentă noi practic totul am trecut pe online, sunt interzise ședințele în grup și suntem foarte operativi, suntem foarte organizați. Avem de la începutul acestei săptămâni peste 30 de ședințe deja desfășurate, dar în același timp vreau să vă asigur că marea majoritate a lucrătorilor au sporit capacitățile de intervenție în teren, care fac orașul să fie curat, salubrizat, dezinfectat în fiecare zi. Toate regiile pe care le avem în subordine sunt echipate, oamenii au măști de protecție, oamenii au costume de protecție, au mănuși, au dezinfectant, le este făcută termometria dimineață și după caz seara atunci când se întorc de la serviciu. Pe de altă parte, vreau să cunoașteți că stocurile, chiar dacă sunt limitate, sunt suficiente la această etapă, iar multe procurări le facem în avans, ținând cont de eventualele scenarii care pot urma. Ultimele decizii privind transportul public în capitală sunt următoarele. Tot efectivul astăzi pe care îl avem în disponibilitate ca și număr de autovehicule este scos pe rute. Asta ar însemna 321 de troleibuze și 110 autobuze care circulă zilnic. Călătoriile în transportul public sunt gratuite. Am luat această decizie pentru a proteja, în primul rând, taxatorii, cei care comunicau cel mai mult cu pasagerii. Fiecare unitate de transport este dezinfectată corespunzător, iar în unitățile de transport sunt dezinfectanți pentru pasageri. O decizie importantă de a transporta medicii separat a fost luată recent, au fost alocate sursele financiare și fiecare instituție va administra procesul de transport al angajaților săi, în special se referă la cei care vin din suburbii și alte regiuni decât orașul Chișinău. În același timp, continuă lucrările de reabilitare a infrastructurii în municipiul Chișinău. Pe de o parte, este mai ușor să activăm astăzi pentru că sunt mai puțini oameni și mai puține autoturisme. Pe de altă parte, este complicat pentru că oamenii trebuie să lucreze în condiții mult mai grele, fiind echipați corespunzător. În această situație complicată, totuși, avem și multe lucruri bune care se întâmplă. Mă refer la reabilitarea parcurilor, scoarurilor. În parcul la Izvor avem foarte multe lucrări programate pentru acest an. A început construcția primului stadion de plajă din regiune, împreună și în colaborare cu FIFA și Federația Moldovenească de Fotbal. Urmează să reabilităm aleea Mircea cel Bătrân în totalitate, să arate cu totul deosebit. Multe alte proiecte urmează să fie implementate în municipiul Chișinău, chiar, repet, dacă este un pic mai complicat să muncim în această situație. Noi facem tot posibilul ca instituțiile medicale din capitală să facă față eventualelor provocări. Asta înseamnă că pe partea de dotări cu echipamente și tot ce este necesar, intervenim practic zilnic, am alocat surse financiare suplimentare din fondul de rezervă al capitalei. Sunt mulți agenți economici care ne ajută pe partea de procurări și donează nemijlocit capitalei diferite lucruri, de la combinzoane, măști, dezinfectanți și finalizând cu produse petroliere. Noi suntem foarte bucuroși, acceptăm. Mai mult decât atât, am fost foarte surprins când
marea majoritate a lor pur și simplu au refuzat să spună numele pentru că au zis că nu o fac pentru PR, o fac pentru capitală, pentru municipiu, pentru oameni și pentru responsabilitatea socială comună. Desfășurăm o amplă campanie informațională. Vreau să le mulțumesc tuturor absolut, celor care sunt, de fapt, din domeniul culturii, artei, sportului, oameni diferiți, oameni mulți, oameni frumoși și, evident, și celor care ne ajută pe partea de publicitate, începând cu companiile de publicitate care pe gratis au plasat mesajele practic în tot orașul și finalizând cu televiziunile, mass media, care ne ajută să difuzăm acele spoturi care sunt create de către noi împreună cu cei care și-au manifestat dorința să ne ajute. Eu, ca fiu, îndemn toți vârstnicii să stea acasă, iar cei care pot neapărat să telefoneze părinții, vecinii sau oamenii cunoscuți să vadă cum se simt și dacă au nevoie de ceva. Ca tată, vă rog să stați acasă împreună cu copiii dumneavoastră, să nu supunem riscului suplimentar pe noi înșine sau pe cei din jur. Stați acasă!